Vă salut! O nouă zi și azi discutăm despre grădinarul.md. Este un client tare interesant. E despre vânzarea, realizarea și creșterea florilor, tuilor, brazilor, copacilor, tot ce este legat de grădinărit, landschaft sau alte poziții care țin de această industrie. Toate le poate asigura grădinarul.md și, practic, scopul de bază în acest proiect la noi este 1. Stabilizarea celorlalți content, foarte mulți vin pentru stabilizarea contentului, 2. Este transparență. Deci, odată ce afacerea crește, deseori se întâmplă problematica, că noi când vine 1, 2, 3 oameni, noi încă mai ținem minte. Când ne scriu 5-10, noi încă putem controla. Dar când parvine un volum mare de lucru, când noi vrem să ne maștabăm, pentru că unul dintre scopurile de bază este ca la anul să avem un showroom, un magazin pentru tot ce ai nevoie de grădinărit, de la furtun până la iarbă, până la tot îngrășăminte. Respectiv, când tu începi să crești, tu ai nevoie de un ecosistem care să te asigure acest element. De aceea, noi am implementat o structură foarte basic a unui CRM, care rolul lui simplu este să arate câți oameni ne scriu din message, câți ne scriu din Facebook. Activând o campanie publicitară cu un spot video și un remarketing cu ofertă, minunea cea mare este că în 7 zile noi am avut peste 300 de mesaje. Și asta este un rezultat foarte frumos, dar apare a doua problemă, care se numește angajarea vânzătorului, care e necesară deja pentru că procesarea mesajelor nu se face atât de simplu și atunci când proprietarul răspunde de vânzări, deseori se întâmplă că el nu că intenționat neglijează, dar el are alte preocupații. Deci dacă tu ești proprietar în afacerea ta și ție îți pare că tu poți și să vinzi, deseori tu nu vinzi foarte bine sau până la capăt din motiv că tu ai alte priorități, alte gânduri și le ieși lead-ul sau nu revii cu mesaj sau n-ai când tu să faci un sistem CRM. De ce? CRM-ul și publicitatea, azi în ședință noi am analizat, s-au unit, au arătat că este rezultat, deci următoarea etapă este să venim cu partea de angajarea unui manager care să răspundă de aceste comentarii, mesaje, pentru că pe lângă acele mesaje au fost și în jur de vreo 70 de comentarii, iar astea tot sunt lead-uri. De ce au un cost de 0,28 de cenți per mesaj, a fost un volum foarte mare de solicitări. Și următoarea sarcină care este că trebuie să simplificăm procesul. Deci, atunci când vin multe solicitări, mulți întreabă, dar aveți tuie verde, dar aveți brad albastru. Și atunci pregătirea materialelor, capsulelor în care să pregătim pe fiecare categorie de produse, să pregătim video de explicativ. Realizăm acum un catalog foarte detaliat, pe viitor sper că și cu un QR code în care voi pur și simplu primiți un flyer, un catalog, l-ați deschis, ați scanat video, acolo apare specialistul care vă explică ce e asta, cum să ai grijă de asta și pentru cine este asta. Și asta este partea de B2C pentru toți cei care au terasă, care au grădină, care vor un gard verde, care vor ceva să schimbe la ei în landschaft. Dar este și B2B-ul, astea sunt companiile, astea sunt proiectele mai complexe, unde începem de la gazon, finisând cu toate compozițiile florare. De ce în content marketing noi am implementat niște structuri de conținut care arată landschaftul și arată pe cifre ce fel de tip de plantă este și detaliile le poți să le vezi în descriere. Se implementează campanie de branding, pentru că dacă vrei să lucrezi în B2B, trebuie să te poziționezi ca companie. Grădinarul.md se găsește lângă iazul de la Dânceni, dacă mergi spre direcția Hâncești, pe dreapta, așa că puteți să intrați, să vedeți produsele, puteți să le scrieți în Instagram, că am văzut la Tomazan și ne interesează produsul X sau Y. Iar noi, în următoarele 3 luni zile, o să ne ocupăm foarte, foarte intens de site, angajare marketing manager și deja publicitatea de vizibilitate pentru B2B. Pentru că partea de B2C până când merge bine. Deci în următoarea perioadă, pentru că încă noiembrie, decembrie încă și pe urmă tocmai în aprilie, martie, revenim cu active mai mari, deoarece sezonalitatea scade. Cam atât am vrut să vă povestesc la această etapă. Puteți să vedeți proiectele în descriere. Vă spor la muncă!
Noi ne vedem, corect, mâine.